Continuăm cu alte știri. În condițiile în care prețurile la carburanți continuă să crească, polițiștii au ajuns să ia mită și în benzină. 4 inspectori de patrulare au ajuns în izolatorul CNA, fiind bănuiți că ar fi cerut mită de la șoferii care încălcau regulile de circulație. Aceștia pretindeau lei sau euro, dar se mulțumeau și cu câteva zeci de litri de benzină, pentru a-i lăsa să plece pe cei prinși în stare de ebrietate, fără permis de conducere sau care nu respectau regulamentul circulației rutiere. Potrivit unui comunicat al CNA, acțiunile polițiștilor au fost documentate timp de mai multe luni de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud și Procurorii Anticorupție. Cei 4 angajați ai Inspectoratului General al Poliției sunt cercetați pentru corupere pasivă în cadrul a 5 dosare penale. În cursul serii de luni, ei au fost reținuți pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au adus probe incontestabile pe masa procurorilor în imagini video și audio, care atestă pretinderea de mită de la conducătorii auto. Cazurile de corupție au avut loc în mașina de serviciu a inspectorilor de patrulare pe mai multe trasee din Comrat. Aceștia pretindeau între 200 de lei și 500 de euro, dar și între 20 și 30 de litri de benzină în schimbul neîntocmirii proceselor verbale. Deși mitele nu erau mari, acestea erau primite sistematic zi de zi de membrii echipajului de patrulare. Dacă vor fi găsiți vinovați, oamenii legii riscă până la 10 ani de pușcărie, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice.